Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Aripi frânte, episodul 20. În timp ce Zeynep se află la o cafenea cu Onur, Ahmet apare în fața ei cu certificatul de căsătorie și îi cere să plece cu el, amenințând-o că îi va spune lui Onur că e fiica lui Nefise. Zeynep pleacă cu Ahmet ca să afle cum a obținut certificatul de căsătorie, iar Onur îl caută pe ofițerul stării civile, însă nu îl găsește în acea zi. Emre devine și mai supărat când află că Muzaffer știe totul și se întoarce acasă să îi spună lui Nefise. Muzaffer aranjează să fie răpit chiar în fața ei. Azime află că Şengul i-a spus lui Tuba secretul lui Nefise, dar Muzaffer o închide în casă și nu îi permite să o anunțe pe Nefise. Nefise primește un telefon de la răpitor și îi se spune ce sumă de bani trebuie să plătească. După cum se aștepta Muzaffer, Nefise apelează la el, însă nu îi spune că Emre e fiul ei. La finalul episodului, Muzaffer o duce la Emre și îi spune că el l-a răpit și că știe că e fiul ei. Onur află și el de la Muzaffer că Zeynep și frații ei sunt copiii lui Nefise. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.